Salutare, sunt Daniel Dinga și împreună cu prietenul Hapul Zilei vă spun din nou bine ne revedem. Astăzi mi-am propus să vorbim despre Spitalul Județean Neamț, cea mai mare unitate sanitară din județ, și despre felul în care este văzut acest spital. Sunteți obișnuiți, vedeți din când în când la televizor oficialii din sănătate, din administrație, vorbind frumos, roz bombon, despre ce este în spital. Dacă ai ascultat doar aceste păreri, ai crede că acolo este raiul pe pământ și niște oameni pe care doar așa câte un pic un degețel, un ghiuț, ajung pe acolo și din senin se fac bine, deja puteți pe nou oraș. Din păcate, viața bate filmul, realitatea este cu totul altfel și mai acum 2-3 zile, într-o conferință de presă, președintele interimar de la Consiliul Județean în Neamț, domnul Constantin Iacoban, chiar spunea și dânsul că semnale recente reclamă, pun pe tapet probleme serioase la Spitalul Județean. Nu mai rețin exact, dar așa din memorie, domnul Iacoban se referea la probleme la blocul alimentar, adică mâncarea, la comunicarea pe orizontală, adică între salariații spitalului. De ce n-ar comunica bine niște colegi de muncă? Nu înțelegem. Mai ales niște colegi instruiți, că vorbim de medici, de asistenți, și la comunicarea pe verticală, adică de la angajați spre pacienți și aparținători. E prima oară când pe față, ca să spun așa, fac reclamă la un site care aparține, Vestea.net, unde am postat o știrucă cu ceea ce declara domnul Iacoban. Și, surpriză, în Facebook au început să vină părerile oamenilor. O să vă citesc câteva dintre ele, păreri care, din păcate, nu desenează o imagine deloc fericită, cum este percepută ea de către cetățeni. Cert e că nici nu-i poți mulțumi pe toți, trebuie să fim sinceri, obiectivi, să spunem și acest lucru, dar parcă nemulțumirile vizează nu acele chestiuni, probleme care trebuie rezolvate cu bani mulți. Că dacă, domnule, am vrea o sală de operații ca la NASA, e clar că trebuie bani, mai așteptăm costuri și așa mai departe. Nu. Chestiunile vizează subiecte de bun simț. Și o să vă citesc câteva din părerile exprimate pe internet și fac mențiunea că sunt exprimate nu de conturi fake, nu anonim, ci de oameni. Am și verificat câteva dintre conturi, oameni reali, cu familii așezați, care au găsit acea postare cu acel articol ca o oportunitate care să le dea frâul liber în a spune ceea ce cred, în a-și exprima onest un punct de vedere. Mai mult chiar spunea unul dintre ei, foarte bine dacă domnul Iacoban se uită și spre spital și haide să-l ajutăm împreună. Și spunem fiecare de ce probleme știm noi acolo că ar exista. De exemplu, o doamnă Mihaela Bogdan, o prietenă de-a mea, a fost de curând internată la contagioase și mâncarea era ca la porci. O amestecătură de legume suprafierte, iar lejeria nu se schimba decât pe bani și era ruptă și nespălată. O altă doamnă, Roxana Moroșanu, spune... Eu am fost internat în spital și din cauza lenjeriilor neschimbate am fost umplută de păduchi. Nu am fost numai eu în această situație, în maternitate. Au mai fost și alte mămici în aceeași situație. Eu nici măcar nu comentez, că e strigător la cer ce spun oamenii ăștia. Doina Gherasim, mâncarea, marea problemă. Dacă nu ți se aduce de acasă, riști să dai imprimire prin inaniție. Ei, aici o să fac o paranteză. Medici, specialiști spun că degeaba bagi într-un organism bolnav medicamente cu tona dacă nu este asigurată o alimentație sănătoasă în acest timp. Este evident că pacienții care stau în Piatra Neamț sau au norocul să aibă rude în Piatra Neamț depășesc ușor problema alimentației pentru că știm cum e. Mergem toți cu sacoșica, cu pachetelul. Dar ce te faci dacă în spital pe o afecțiune în care îi se bagă medicamente la greu cu ghiotura în el, pacientul este de la Borca, de la Români, de la, nu știu, de la Grumăzești, de la Valea Ursului. De ce mai bagi medicamente cu tona?
care sunt și scumpe, când tu nu bagi în el un sandwich de 3 lei, un piure făcut adevărat, pentru că ați văzut, legume suprafierte acolo, așa se fierbe mâncarea la porci, așa se fac mlăturile. Se aruncă într-un cazan diverse materii prime și se fierb până se face așa o pastă, un gem general. O altă doamnă, Liliana Văideanu, mai sunt probleme? Haideți să fim serioși, toată lumea știe că sunt probleme, dar se face că nu vede. Aceeași doamnă Moroșanu, probleme sunt, Liliana Văideanu, dar lumea tace de rușine că se află în propria lor țară aceste neplăceri. Mariana Cârjă, cea mai mare problemă pentru pacienți este că trebuie să dea șpagă și sunt oameni care nu au și trebuie să se împrumute sau să vândă ceva, că altfel nu ai ce căuta acolo. Trebuie să bagi mâna în buzunare, începând cu infirmierile, apoi cu asistentele, iar grosul la doctor. Dacă nu ai bani, nu se uită nimeni la tine. Constantin spune că e varză Spitalul Neamț, ești mult mai bolnav decât intri. Ana Maria Lucaci, în pediatrie sunt probleme. În maternitate au făcut ce au făcut, dar după ce naști copilul și se îmbolnăvește, se mai îmbolnăvesc copiii, da. Cumva ajungi în pediatrie cu el și Doamne ferește să ajungi pe acolo. Evident, n-aș vrea să cădem în păcatul generalizării și citind aceste câteva comentarii, gata să spunem, domnule, toată lumea ia șpagă, toată lumea îți bagă mâna în buzunar. Nu. Sunt cazuri izolate, probabil, dar izolat, dar dese, cumva, pentru că ele dau o imagine generală. N-aș vrea să cădem în păcatul de a spune că sutele de salariați din spital toți sunt numai la japcă și sunt insensibili. Nu. Dar vreau să spun că nici nu voi cădea în capcana de a spune că totul e roz și aș mai vrea să mai fac o precizare. Evident că aceste comentarii postate în ultimele 2-3 zile nu se referă doar la situații de azi. Nu. Ele sunt situații adunate în timp. Poate unele dintre ele sunt de acum câteva zile, unele de acum câteva luni, unele de acum câțiva ani. Dar aceste imagini, ca într-un joc de puzzle, adunate, dau imaginea în timp, subliniez, în timp, a celei mai mari unități sanitare, la care toți mergem cu speranță, cu încredere, cu dorința de a ne face noi bine sau cei dragi nouă când ajung acolo. Medicii din Neamț ne spun de multe ori de ce mergeți voi pacienți pe afecțiuni pe care și noi le putem trata la clinici, din Iași, Târgu Mureș, București și așa mai departe. Uneori se merge pentru un aparat în plus, dar nu vă supărați. Stimați salariați din Spitalul Județean Neamț, vă spun cu sinceritate. Alte ori se merge efectiv pentru calitatea serviciilor extramedicale, pentru felul în care îi respecta cetățeanul, pentru faptul că la capătul patului ai fișa de observație și ai acces la ceea ce doare pe tine în organism, se comunică altfel cu omul, te simți tratat ca un om acolo, nu de parcă ai merge, scuzați-mi expresia, la medicul veterinar care nu are ce vorbi cu câinele. Mulți dintre pacienții care vă pleacă din Spitalul Neamț și pleacă banii de la asigurări spre alte spitale, merg nu atât pentru calitatea pansamentului sau că își aduc pansament sau mâncare de acasă, nu. Merg pentru că în alte spitale ești tratat mai uman. Se vorbește cu tine, ți se explică. Eu, unul, și aș vrea să fiu bineînțeles, nu am motive personale în ce mă privește să reclam ceva la Spitalul Județean Neamț. Am ajuns rar când am ajuns la spital, iar când am ajuns, am fost ok tratat. Nu știu. Fie pentru că am avut noroc și am nimerit pe mâna unor medici care atunci când au depus un jurământ l-au ținut minte și nu au uitat în primul rând că sunt oameni și le mulțumesc cu această ocazie, fie pentru că m-au văzut unii pe la televizor, e și ăsta un noroc și hai să nu ne punem nebunul din presă în cap. Chiar sunt medici la care cu tot respectul le spun jos pălărie. Dar, din păcate, lângă acești medici, lângă acești asistenți, lângă ceilalți salariați care își fac datoria, sunt și astfel de, scuzați-mi expresia, poame, care contribuie la imaginea generală a sistemului.
Iar un sistem trebuie să învețe la un moment dat să se autocurețe, să se autoigienizeze. E ca un organism care trebuie să lupte singur cu boala. Pentru că place, nu place. Orice spital, și chiar nu vreau să mergem pe o persoană sau alta, dar în principiu, e ca o firmă. Are un manager mare. După aia sunt manageri mai mici, șef de secție. Nu poți spune tu șef de secție, că am mai auzit chestia asta, păi s-a întâmplat nu știu ce boacănă în secția mea, dar eu eram liber. Hello, nu mă interesează. Ești șef de secție non-stop, 24 de ore, răspuns de ceea ce face întreaga ta echipă. Pentru că tu dai calificative, tu semnezi prezență, tu mângâi un angajat care își face treaba pe umăr și spui ok, tot tu trebuie să aplici o sancțiune. Actul de management se face cu bici și zahăr, cu sancțiuni și recompense. Mici. Uneori o simplă felicitare. Dar dacă tu, șef de secție, când îți convine ești șef de secție, iar când nu-ți convine, spui, a, dar eu sunt doctor. Eu am o propunere. Hai să nu mai amestecăm și să punem manageri adevărați, nu doar pe documente și la nivel de șef de secție. Pentru că toate problemele astea, și de la mâncare, și de la respect, și de la infirmiera care nu schimbă lenjeria, pleacă de la faptul că unii oameni înțeleg într-un fel sau altul că lucrează într-un sistem care trebuie să-și facă treaba. Aceeași infirmieră la o clinică privată, eu sunt convins că nu ar mai crea probleme. Pentru că de când intră în echipa aia, îi se explică. Trebuie să lucrezi așa. Știu, vei spune, poate la clinica privată salariile mai mari. Cunosc povestea. Nimeni nu obligă pe nimeni să lucreze într-un loc sau altul. Pe mine nu mă obligă nimeni să lucrez aici și să vă vorbesc dumneavoastră. Dacă nu-mi convine, o să plec. Pe cei de la spital nu-i obligă nimeni. Dacă sunt foarte, foarte, foarte buni, pot lua exemplu altor colegi de-ai lor care au plecat în străinătate și chiar nu se poate să vrei să lucrezi ca în România și să ai bani ca în străinătate. Nu, vrei să lucrezi ca în străinătate și bani ca acolo, duci acolo. Dar în România, dacă lucrezi chiar pe o leafă necolosală, mi se pare corect să nu-ți bați joc nici de oameni și nici de banii ăia care oricum vin din buzunarul oamenilor. Sunt Daniel Vinca și împreună cu prietenul Hapul Zilei nu pot să vă doresc decât unu, să nu ajungeți, să nu fie nevoie să ajungeți la spital, iar doi, dacă ajungeți la spital, să nu fiți în situația ca după aceea pe net să povestiți astfel de întâmplări reale, dar nedorite. Numai bine!